Suntem din nou împreună cu Traian Crețu, un nou episod în care discutăm despre marxismul cultural și pregătim terenul pentru ca în emisiunile viitoare să discutăm despre cum acesta, marxismul cultural, a reușit să penetreze Biserica așa cum și-a propus. Vă spun tuturor un bun venit! Neomarxismul redefinește conceptele sociale tocmai pentru a le distruge valoarea. Ne poți da câteva exemple cum prin această tehnică a schimbării, redefinirii înțelesului unor termeni, neomarxismul provoacă confuzie? Cred că cel mai potrivit exemplu pentru cei care ne ascultă ar, ar fi un, unul care are legătură directă cu, cu Biserica Creștină. Uh, și aș vrea să vedem cum. Evanghelia socială, așa numită social gospel, care o putem defini ca și o, o aripă a marxismului cultural sau o anexă a marxismului cultural special destinată să infiltreze biserica. Astfel, această Evanghelie socială redefinește dragostea în afara perimetrului biblic. Și trebuie să înțelegem că Evanghelia socială vine la pachet, în, în, când infiltrează biserica, vine la pachet cu agenda LGBTQ. Lucrul ăsta este foarte clar. Conceptul de dragoste, când mă refer la dragoste adevărată, poate fi înțeles doar biblic, doar definindu-l în baza adevărului obiectiv al celor 10 porunci așa cum Dumnezeu ni l-a revelat, ni l-a descoperit. Adică, dragostea nu-și dezonorează părinții, dragostea nu comite adulter, dragostea nu minte, dragostea nu fură, Astfel vezi ce înseamnă cu adevărat dragostea în Biblie, uitându-te la cele 10 porunci. Uitându-ne la cele 10 porunci și înțelegând ce, ce a spus și Domnul Isus Hristos, că dacă Îl iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot cugetul tău, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta, da? adică dacă Îl pui pe El primul, primul, numărul unu în viața ta, pe El se l iubești cel mai mult și pe aproapele tău, ca pe tine însuși, ai împlinit toată legea. Și... În asta se rezumă, de fapt, esența legi Biblia pune un accent Dumnezeu pune un accent foarte mare pe Biblie. Prima poruncă este să-l iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Deci dragoste este foarte importantă. Sigur, problema este că în în termenii neomarxismului sau marxismului cultural, conceptul acesta de dragoste este pervertit, ca și multe alte alt, ca și mulți alți termeni. Absolut. În capitolul în 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 1 Corinteni capitolul 13, numit și capitolul dra dragostei, realizez că este pur și simplu o extindere a ceea ce ni s-a arătat în cele 10 porunci despre dragoste. Dar atenție mare, Evanghelia Socială, această aripă teologică a marxismului cultural, rupe conceptul de dragoste, de contextul lui biblic, adică scoate dragostea în afara conceptul de dragoste, îl scoate în afara perimetrului biblic, adică în afara celor 10 porunci, tocmai ca să-l poată redefini. El astfel, conceptul de dragoste, nu mai este definit obiectiv, așa cum este revelat de Dumnezeu, ci scoțându-l din perimetrul celor 10 porunci, încep și îl redefinești subiectiv, adică cum vreau eu sau cum îți place. De exemplu, dacă înțelegem dragostea în, în, strânsă corelație cu legea lui Dumnezeu și ne uităm, de exemplu, la doi bărbați care au o relație amoroasă între ei, vedem asta ca fiind ceva păcătos, striga, stricat, o fără de lege. Asta nu e dragoste. La fel cum dacă vedem uh, uh, o relație adulterină între un soț care e căsătorit și amanta lui, da? ne uităm la asta și înțelegem că oricât ne-ar portretiza filmele că asta e romantiz și așa mai departe, din punctul de vedere al conceptului de dragoste revelat prin intermediul celor 10 porunci de Dumnezeu, lucrul ăsta nu este dragoste. Este ceva stricat, ceva rău, ceva dăunător. Astfel, când se rupe conceptul de dragoste de Vechiul Testament și se redefinește chipurile ca fiind un concept doar al Noului Testament, deși Noul Testament nu contrazice cu nimic ca Vechiul Testament, atunci tu vrei să fii, sau să înse tu vrei să fii și, să și vrei ca dragostea să însemne ceea ce îți place, ție și începi să o definești subiectiv după cum dorești. Astfel ajungi să spui că, de exemplu, Căsătoria între doi bărbați sau între două femei este ok. Că este dragoste. Sau căsătoria între trei bărbați și o femeie e ok. Și de aceea orice combinație de aici poate să fie posibilă. Inclusiv între om și animal. Căci nu e așa. Întotdeauna dragostea învinge. Love wins. Nu e adevărat. Asta nu este dragoste. Nu știu dacă. Îți amintești, noi am discutat mai mult, pastorul american, celebrul pastor american, Rick Warren, a fost chemat odată și s-a luat un interviu la o televiziune nu era creștină, seculară, vis-a-vis -vis de căsătorile gay. El, Ricoran, este extraordinar de cameleonic. Deci, când e chemat într-un cadru creștin conservator, el este pentru căsătoria tradițională, bărbat și femeie. Când este chemat într-un cadru secular și de orientare, să zicem, uh, neomarxistă, da? că astăzi secularismul nu, nu poate fi izolat deloc de neomarxism, el adoptă poziția acestui viac și punând de se întrebarea vis-a-vis de, uite ceva de genul îi spunea cel care lua interviu, voi creștinii considerați că dragostea dintre doi bărbați e ceva păcătos la care Eric Warren răspunde dragostea nu poate să fie ceva păcătos dragostea nu e ceva păcătos poate fi o relație sexuală între ei dar dragostea nu e ceva păcătos ca și cum atracția sentimentală Erotică sau romantică între doi bărbați, nu ar fi ceva păcătos numai dacă ei ar comite fizic. fizic. Și vedem aceeași problemă. Și o să discutăm la, la într-o altă emisiune, vedem aceeași problemă la nume mari din Convenția Baptistă de Sud, Southern Baptist Convention, cea mai. Ultimul bastion care uh, a mai rămas uh, în calea marxismului cultural, care la ora actuală este și la, la ora la care vorbim, este proaspăt infiltrat și, din păcate, uh, Southern Baptist Convention Convenția Baptistului Sud începe să se dezintegreze și spiritual, dar și multe biserici încep să plece de acolo pentru că deschiderea pentru agenda LGBTQ uh, la ei este șocantă. La ei până acum nu a fost uh, chestia asta dar din păcate nume mari care, și nume și pare rău fiindcă sunt nume care odată au fost uh, oamenii lui Dumnezeu care au predicat Evanghelia, care au explicat Scriptura biblic uh, și care au scris și uh, au scris foarte bine împotriva infiltrării agendei LGBTQ și au înțeles cât de nocivă este această infiltrare și cât de perversă uh, sunt metodele ei și totuși la ora actuală încep să capituleze nu dintr-o dată, treptat, treptat, dar să văd semnele clare și din păcate o să le putem discuta altă, din fericire o să le putem discuta ca cei care uh, vor să ia seamă, să ia seamă și să nu repete aceleași greșeli. Deci redefinirea conceptelor, doar dragoste, sunt multe alte concepte care se redefinesc acum. Sigur, sigur. Numai că, da, e adevărat, dragostea este un punct cheie, să zic așa. nu se folosesc și de porunca Domnului Iisus Hristos să vă iubiți unii pe alții. Sigur. Marxismul cultural redefinește și dragostea, redefinește istoria. La ora actuală, de exemplu, în Statele Unite, statuile eroilor lor naționali sunt dărâmate, sunt călcate în picioare. Nu neapărat în momentul ăsta, dar au fost și toată lumea știe că a văzut și la știri în, în ultimul timp eroii ai Americii sunt terfeliți E o rescriere efectivă, o rescriere a istoriei în, în, în varianta marxismului cultural. Și lucrul ăsta este extrem de deunător. Nu știu câți oameni înțeleg lucrul ăsta, dar este extrem de deunător. Ceea ce vă spuneam că și ceea ce reieșea și din citatele care le-am urmărit aici, ei vor distrugerea întregii culturi, întregilor valori care susțin această cultură, tocmai pentru a le înlocui cu altele noi. Și valorile lor vor fi unele drăcești, literalmente. Nu adevărul cu minciuna, este clar. Aminteai în discuțiile pe care le-am avut despre Bertrand Russell, are el o carte, Impactul științei asupra societății, carte scrisă prin anul 1953. Cred că dacă ne -ai aduce aminte de Bertrand Russell și afirmațiile pe care le făcea în această carte, am putea înțelege mai bine felul în care Marxismul cultural redefinește termenii și vrea să ducă lucrurile pe o altă direcție. Cartea a fost scrisă în 1952. Bertrand Russell a trăit între 1872 și 1970. Uh, și să vedeți ce șocante sunt acele profeții făcute de Bertrand Russell cu ce trăim noi în ultimii ani. Lucruri care deja se împlinesc, le avem, da, da, da. sunt aici și, între noi. Sigur, inspirația lui... Uh, Poate fi analizată și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere uh, social și politic. Dar uh, este, sunt șocante acele, uh, în ghilimele, profeții, fiindcă nu, nu vorbim de profeții biblice. Dar, uh, așa cum vă spuneam, el a fost uh, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură și, uh, foarte important să înțelegem, el a fost un socialist fabian. Uitați ce scrie Bertrand Russell. Reducerea numărului populației este un bine necesar pentru dezvoltarea lumii. Până acum, războiul. Mai puțin. O le luăm, așa poate că mai comentăm da. asupra uh, acestei afirmații. Astăzi se vorbește tot mai mult despre nevoia imperativă a reducerii numărului populației pe acest pământ. Distrugem pământul, ne nenorocim. Oamenii trebuie să dispară de pe pământ, să rămână cât mai puțini. Bertrand Russell o spunea în 1952. Sigur, spunea, spunea un ilustru om de știință oceanograf, dacă pronunț... Uh -huh. Jacques Cousteau. Da, cu, da, el spunea că oamenii, populația omenirii sunt pentru planetă ca și celulele cancerigene pentru uh, trupul unui om bolnav de cancer cum se tratează cancerul, pe, chirurgul vine și extirpă tumoarea, adică conglomerația de celule cancerigene. Și ar fi necesar, spunea el la fel, ca să salvăm planeta, să se reducă drastic numărul populației. Spunea de, de, de o cifră, dacă bine mă amintesc, 300.000 de oameni, nu mai știu clar, pe săptămână, pe lună, ceva de genul ăsta. Dar oricum o cifră șocantă Cred că pe zi, nu știu dacă nu zicea de, de pe zi. Oricum, a, asemenea, un asemenea lucru ar fi, fi însemnat o, un genocid. Asta este mentalitatea care îi conduce pe acești oameni care se închină de fapt planetei, nu lui Dumnezeu. Se închină creației, nu lui Dumnezeu. Și astea, astea sunt tipic credințe New Age, ale colosului Ocul New Age. Dar sunt comune cu, sunt, sunt surori gemene cu marxismul cultural. Din păcate când vii astăzi și vorbești despre chestiile astea așa numiți formatori de opinie sau, eu știu, în ghilimele învățați, vin și, domnule, astea sunt teoriile conspirației. Pe domnule, la ora actuală, Conspirație deschisă, atunci. Bertrand Russell o spunea în 1952. Exact. Și astăzi deja deci, vedem că şi, se, se împlinesc. Adică, exact. vorbim despre realitate. Da. Și deci... se spune pe față. Exact. Bill Gates spunea, nu putem rezolva problema fără un vaccin. Adică, problema reducerii populației. Și <laughs> <Şi, şi> Bert... <laughs> Bertrand Russell Da, și el vorbea despre asta. Da. Până acum, spune el, până acum războiul nu a avut un efect prea mare asupra creșterii populației. Care a continuat pe parcursul a două război mondiale. El se referea că războiul ar fi trebuit să totuși să mai reducă din populație. Nu crească așa de mult. Și totuși nu, nu e eficient războaia. nu sunt eficiente. Poate că războiul bacteriologic ar fi mai eficient. Interesant. Merge în tandem cu un alt uh, pseudoprofet uh, Bill Gates. Dacă la fiecare generație s-a răspândit în lume o ciumă neagră, asta e o epidemie. Un virus. Da, un virus. Supravițuitorii ar putea să procreeze liber, fără ca, totuși, să populeze prea mult planeta. Poate că această stare de lucruri este neplăcută, dar ce dacă? spune Bertrand Russell și continuă. Persoanele cu adevărat nobile sunt indiferente la fericire, în special a celorlalți, adică în special la fericirea celorlalți. Asta înseamnă să fii nobel în concepția unui laureat al premiului Nobel pentru literatură. Să fii indiferent să nu spese de, ce fericirea celorlalți. În mod gradat, prin reproducere selectivă, diferențele congenitale dintre conducători și conduși vor crește până când vor deveni specii aproape diferite. O revoltă a plebei ar deveni la fel de negândită ca și o insurecție organizată a oilor împotriva practicii de a mânca carne de oaie. Și continuu. Dieta, adică ce mâncăm, și nu prea mâncăm noi prea multe lucruri curate în ultimul timp. Păi, de multe... De... Exact. S-a lucrat la aceasta. Da. Dieta, virgulă, injecțiile și interdicțiile se vor combina, spunea Bertrand Russell în 1953. De la vârste foarte timpurie să producă acel tip de caracter și tip de credință pe care autoritățile îl consideră dezirabil și orice critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic. Interesant. Populația nu va cunoaște felul în care îi se inoculează convingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiecare guvern care a educat generații de oameni în acest fel va putea să controleze întreaga populație în mod eficient și sigur, fără a fi nevoie de armate sau poliție. Totul este despre control eficient și sigur. Propaganda, edu ed ed asta am spus eu, deci nu e citat. Da, 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 am înțeles. Propaganda educațională, cu ajutorul guvernului, va putea să obțină rezultate într-o singură generație, spune Russell. Atenție mare la ultima frază care vreau să scot în evidență. Există însă două puternice forțe care se opun unei astfel de politici. Una este religia, iar cealaltă este patriotismul. O societate științifică nu poate fi stabilă decât sub conducerea unui guvern mondial, spune Bertrand Russell. Și urmașul lui, Klaus Schwab, de astăzi spune clar că ne îndreptăm spre o nouă ordine mondială, un singur guvern mondial, un sistem economic centralizat, o religie mondială. Aceste... Și dacă vorbești despre asta, așa cum spuneam înainte, ești acuzat ca un adept al teoriilor conspirațiilor. De care au fost profețite, și care asta se întâmplă. Și nu numai că. că poate, și numai că au fost profețite pentru noi, pentru creștinii uh, biblici, este uh, în primul rând de. acest aspect, că au fost profețite. Dar și pentru oamenii care, să zicem, nu cred Biblia sau nu au ajuns să o creadă sau să o citească sau să o cunoască. Faptul că oamenii aceștia au vorbit de, de, de lucrurile acestea și la ora actuală mai mari lumii vorbesc deschis că da, vrem să facem chestia asta și încep să pună tot angrenajul în scenă, în direcția respectivă a unei creere unui guvern mondial, a unității religiilor, a unui sistem economic mondial controlat. Apropo de chestia asta, este la București un domn avocat, Pipera. În, în, Piperia. Piperia. Din păcate nu mă amintesc prenumele lui. A fost judecător prin anii 96, este, la ora actuală este un avocat foarte bun pe drept comercial, are casa lui Piperea și asociații. Uitați-vă, dacă el are cunoștințe în domeniu, atunci nu știu cine are. Uitați-vă ce spune el și explică referitor la viitoarea digitalizare a banilor, adică dispariția banilor fizici și introducerea. Moned, uh, banilor digitali uh, în cadrul unui bănci centrale. Uh, Uitați-vă ce uh, ok explică el ce înseamnă asta din perspectiva juridică, adică înseamnă dispariția proprietății private și controlul absolut al individului, al individului sigur. Da, nu vei mai putea face ceea da. ce vrei. Și numai atâta, așa cum ai spus-o și tu într-o emisiune, suntem foarte aproape de lucrul acesta, nu nu o spunem noi, dar o spun ei. Adică la, în Dubai, la Forumul Guvernului Mondial din Dubai, fosta consiliere pe probleme economice din, ale, al președintului american George Bush uh, Jr., Dr. Pippa Malgren, doctor în economie, și-a luat doctoratul la London School of Economics, mm -hmm. unde trenea și George Soros. Ca să nu e nimic la întâmplare. Nu e nimic la întâmplare, absolut. I-a spus clar că și-a explicat deschis faptul că suntem foarte aproape de renunțarea la sistemul monetar tradițional care presupune bani fizici și la introducerea unui nou sistem monetar care este va fi unul virtual, electronic și presupune moneda digitală. Și-a explicat foarte clar să nu crede cumva că va Bitcoin sau ceva Nu, va fi un control perfect al, al banilor digitale. Deci banii, tu, tu vei fi doar virtual proprietarul tău, eh, proprietarul lor, sistemul va controla banii, inclusiv eh, va, vei face cumpărături și vei beneficia de banii respectiv doar în măsura în care sistemul îți permite. Deci și modul în care vei cheltui va fi condiționat tot de ei. Absolut, absolut. Și lucrurile încep să transpire puternic în direcția respectivă am stat de vorbă cu mai mulți cunoscuți și chiar mi-au spus referitor la, la lucrul acesta inclusiv cu instituirea conceptului de amprentă de carbon care va stabili câte poate facem o emisiune despre, da, absolut, despre absolut, e absolut, foarte important absolut. astăzi că se care care va mult. câtă benzină ai voie să cumperi câtă carne ai voie să mănânci cât gaz să consumi totul ca să nu poluiesc chipurile dar va fi efectiv un control perfect al, al vieții tale private și introducerea acestei monede digitale, centrale, controlată perfect de un sistem bancar central digitalizat, va permite conceptul acesta de uh, amprentă de carbon care va stabili ce ai voie și ce n-ai voie să cumperi și cât ai voie să, copii să, să faci. Cât... Va fi un control uh, ideal și perfect pentru. Nu pentru noi, pentru. Da, deci marxiștii, apoi neomarxiștii au muncit din greu, iată, decade întregi și am vorbit despre asta, pentru că se pare că în 2022 și deci înainte, în anii care urmează, se poate să-și implementeze... Agenda, agenda lor. Dar, nu da, e vorba da. despre nicio teorie a conspirației, ci este vorba despre o realitate pe care noi o trăim, iar ei au vorbit despre ea cu decade în urmă. Sigur. Și ceea ce aș vrea să scot în evidență strategia lor, așa cum vă spuneam, sunt doi pași înainte unul înapoi. Când văd că lucrurile se fierbântează și populația începe să se agite prea mult, fac un pas înapoi. Mm -hmm. Mai întârzi un pic agenda. De aia, dacă veți vedea probabil în viitor apropiat sau chiar și în cel îndepărat, o întârziere a acestea. Nu vă culcați pe cealaltă parte, liniștiți, a, au trecut lucrurile Le astea. Ne mai lasă să se respirăm. Exact. Dar agenda lor a mers tot timpul cu un pas înainte. Când faci doi pași în față și unul înapoi, ești tot timpul cu un pas înainte. Strategia asta se poate vedea în multe domenii, numai în domeniul politic și economic și în domeniul spiritual și în domeniul teologic. Când lucrurile și la pasturi acestea care răspândesc ideile acestea pro-marxiste, pro-, -marxiste, pro New Age, când apologeții creștini începeau să-i demaște, imediat făceau un pas înapoi. Nu, domnule, eu sunt conservator, sunt biblic, nici vorbă de așa ceva. Ca ulterior iar să facă doi pași înainte și le era tot timpul cu un pas înainte. Problema atunci când sunt multe informații disponibile, problema este să le aranjăm într-un mod care să creioneze cât mai real și limpede contextul în care ne aflăm. Haideți să încercăm acum pe final să Tragem unele concluzii în ceea ce privește acest fenomen numit marxismul cultural, de fapt, o realitate tragică pe care o trăim. Părerea mea că una dintre cele mai triste ironii, dacă aș putea să-i spun așa, pe care o putem observa astăzi, este că avem culmea, regimurile comuniste actuale, inclusiv din China. Și chiar, în Rusia, încă nu chiar dacă în Rusia nu. Încă nu mai este comunism, este tot aceeași... Eu, eu zic că atâta timp cât uh, mumia lui Lenin este încă la loc de cinste acolo, exact, să fie exact. asta comunismului da. bântuie și peste tot. Exact, Rusia. exact. Și asta e ironia că vedem țări comuniste ca și China sau țări ca și Rusia, care este tot Uniunea Sovietică, numai cu, alt, cu alt de pardesiu, în care deviațiile sexuale, așa numită agenda LGBTQ. La ei este reprimată, adică nu este recunoscută, este chiar persecutată, efeminizarea bărbatului la ei este privită ca, o, ca un lucru inferior, scârbos, de evitat. Relația uh, homosexuală nu este tolerată, și din păcate, în Occident, de exemplu, în Sua, ca cel mai clar exemplu. Avem pastori care spun că noi suntem susținători ai geilor, Literalmente. Gay affirming. Suntem susținători ai gayilor, Sunt, din păcate, mult mai morali acești comuniști. Par. Ce puțin din prisma asta a, tot, a, da, putea spune a mai infiltrării agendei LGBTQ, putem spune că sunt mai morali. Ceea ce e o, trage, e o tragedie și un paradox. Cum să fie ăștia mai moral decât liderii creștini? Dar totuși, când avem lideri creștini care susțin că ei, ei susțin agenda gay și sunt pentru agenda gay, și avem dincolo uh, politica acestor țări în care ei nu tolerează aberațiile acestea de orientare sexuală. Bineînțeles că nimeni nu e de acord cu reprimarea uh, brutală sau reprimarea, eu știu, violentă a acestora, nu vreau să înțelegă nimeni greșit, dar totuși, din punct de vedere al moralității biblice, vedem că. Acolo la ei, ei nu promovează lucrurile astea, ei le promovează în Occident. Asta vreau să întreb. Tocmai pentru Este distrug. un plan? Absolut. Ei vor tocmai... să distrugă Occidentul Sigur, și, ei, și, ei nu vor să și să distrugă... se păstreze ei? Sigur, ei nu vor printre... să-și distrugă propriile exact. lor țări. Ei vor să-și distrugă Occidentul. Occident. Unul dintre cei mai documentați uh, oameni pe care i-am uh, ascultat conferențind pe seama uh, neomarxismului un neozelandez, Trevor Loudon, spunea faptul că Black Lives Matter, organizația marxistă care a făcut ravagi în America, este finanțată de China. Omul nu poate să spune lucruri care nu sunt adevărate, fiindcă acolo ești imediat taxat. Și om este foarte documentat. Eu n-am informații în, în, în acest sens, dar repet, spun ce, ce am auzit de la el. Tragedia asta e că. Biserica metodistă, de exemplu, din America, în mod agresiv încearcă să fie pro-gay. Biserica luterană, episcopaliană, sunt complet inundate. Și nu spune eu, o spun oameni, pastori americani, batiști conservatori, care au studiat fenomenul cum ar veni de la botul de acolo de la ei. Ce se va întâmpla dacă nu ne întoarcem de la aceste lucruri și, le, și lăsăm aceste lucruri să evolueze? Păi exact ceea ce se întâmpla cu denominațiunile aceste evanghelice care odată au fost susținătoare ale Cuvântului Dumnezeu și a, uh, ale Evangheliei curate, exact ce s-a întâmplat cu ele se va întâmpla și cu celelalte denominațiuni evanghelice care încă mai stau aproape de Scriptură. La fel se va, cum s-a întâmplat cu bisericile lor, se va întâmpla și cu bisericile noastre. Să nu uităm că unul Poate cel mai mare dușman al neomarxistilor este Biserica. Absolut. Deci... Și cea mai, cea mai uh, vizată țintă? Cea mai vizată țintă. Deci, și... ce se va întâmpla? Dacă, și... dacă vom fi infiltrați, și... dacă Biserica se va lăsa infiltrată, se va ajunge la dezastru. Corect. Și de -aia aș îndemna din nou pe, pe toți credincioșii să se roage pentru pastorii lor. Pentru că ținta supremă vor fi pastorii, vor fi liderii creștini, vor fi teologii creștini, vor fi scritorii creștini, pentru că ei formează opinia și felul cum doctrina evoluează în cadrul bisericii. Din păcate, avem în cea mai conservatoare denominațiune evanghelică din America, în Southern Baptist Convention, și o dau exemplu, nu că celelalte stau bine, celelalte nu stau deloc bine, ea stătea bine până nu de mult, da, tocmai de aceea Tocmai de aceea to da, Să zicem, ultimul apărător. Era ultimul bastion, ultimul tranșeu care trebuia uh, cucerit de, de inamici Avem pastori care, deși unii dintre ei susțin că. Uh, da, aia minoritate care susțin că homosexualitatea nu e un păcat. Majoritatea susțin că homosexualitatea este un păcat și ceea ce e ok, dar atenție, încep deja vârfurile lor teologice. Uh, încep uh, uh, inclusiv cu ultimii trei președinți ai Convenției Baptiste de Sud, inclusiv cu președinte de seminariu, principalului seminariu creștin al Convenției Baptiste de Sud, Southern Baptist Seminary, care vin și susțin că orientarea sexuală, sentimentele de atracție romantică dintre doi bărbați sau două femei nu ar fi problematice. Ceea ce este exact prima etapă de infiltrare a agendei LGBTQ într-o biserică conservatoare. Următoarea etapă este să nu o consider păcat. Următoarea etapă este să îi ordinez. Că dacă nu-i păcat, următoarea etapă îi să-i pui de, pastor de biserici. Dar atenție, un lucru care aș vrea să-l evidențiez în concluzie un apologet american destul de cunoscut în mediul conservator, Justin Peters, foarte bun pe demascarea agendei carismatismului. Mă refer când zic demascarea agendei carismatismului, demascarea lucrurilor greșite. Nu vreau să înțeleagă careva care e carismatic, că tot ce e în carismatism e rău și că... Nu, nu. Eu mă refer la doctrinele greșite, mai ales din hipercarismatism. Justin Peter spune așa, el a observat, observat, și nu numai el, cei care au studiat fenomenul, a observat că tiparul de infiltrare a, a, a Evangheliei sociale, adică aripa teologică a marxismului cultural, adică acea anexă a marxismului cultural care vizează infiltrarea în biserică, urmărește următorul tipar. Ordinarea femeilor, primul lucru. După, ori, deci când se, se trece peste principiul biblic, peste porunca biblică care interzice femeii să fie pastor, asta e prima etapă. Prima etapă. După care homosexualitatea începe să fie considerată a fi acceptată ca și orientare sexuală, doar, dar, să nu, dar, să, dar să nu se practice activitatea sexuală. După care următoarea etapă este acceptarea homosexualității, inclusiv a păcatului respectiv, acceptarea căsătorilor gay. Următoarea etapă este ordinarea celor aparținând LGBTQ ca și lucrători în biserică, ca și pastori, și de acolo dezastru este... Total, este iremediabil. Asta e, asta e cel mai mare tragedie și prin asta putem observa cât de avansată este această agenda. Ce aș vrea să menționez este următorul lucru, că biserica, și să ne uităm la, la trecutul istoric al evanghelicilor din România subcomuniști, când, când mă refer acum la aceste lucruri, biserica sub persecuție, din punct de vedere spiritual, întotdeauna a devenit mai puternică, mai sănătoasă decât Biserica care a beneficiat de libertate. E un paradox. Dar, din punct de vedere spiritual, Biserica persecutată întotdeauna a devenit mai sănătoasă decât Biserica din libertate. Dacă comparăm creștinismul din Biserica Occidentală care a beneficiat de libertate, libertate care vine întotdeauna la pachet cu seducția, cu libertinajul și cu înșelăciunea, și spirituală și morală. Dacă comparăm, comparăm acestea cu creștinismul, cu biserica din țările comuniste, de exemplu, care au fost puternic persecutate, vedem acest paradox. Sănătatea spirituală s-a păstrat și s-a întărit în bisericile persecutate față de celelalte, Este exact același lucru cu organismul care luptă cu virusul și bacteriile. Dacă el nu luptă cu virusul și cu bacteriile și îl izolez, și nu ai niciun virus, nicio bacterie nu mai atacă, sistemul imunitar devine tot mai slab. Dacă lasă lupte, sistemul imunitar se întărește. Cam același principiu este și aici. Din punct de vedere istoric, creștinismul biblic întotdeauna a fost persecutat. Asta e o realitate. Dacă ne uităm la istoria creștinismului, la istoria reală, creștinismul biblic întotdeauna a fost, a fost persecutat. Creștinismul american, nu se înțelege că când vorbesc de creștinismul american să nu, nu înțeleagă careva că, că creștinismul american nu ar fi biblic. O parte din creștinismul american este biblic. Creștinismul american care a beneficiat de o libertate cum n-a mai beneficiat nimeni istoria creștinismului. Și o lipsă persecuției este din punct de vedere al istoriei creștinismului un paradox, o anomalie. Pentru că regula este creștinismul este persecutat. Și această anomalie este pe cale să se sfârșească. Lucrurile să reintre la normal. Sigur, sigur. Și nu o spun eu, o spun creștinii conservatori din America, pastorii de acolo, teologii, apologeții conservatori din America, mă refer la creștinii biblici, ei spun că văd clar de câțiva ani încoace o, o începere a unei puternici persecuții împotriva creștinilor, care se va accentua tot mai mult pe măsură ce această agendă prinde contur și prinde putere. Eu zic că este posibil ca Dumnezeu a permis această libertate în creștinismul american și această prosperitate economică acolo, tocmai că SUA a fost în ultimul secol principalul susținător al misionarismului creștin. Dar atenție mare! La ora actuală, nu mai este misionarismul creștin american nu mai este deloc ce a fost în trecut. Pentru că datorită agendei ecumenice, la ora actuală, multe orientări teologice, multe biserici de acolo încep să aibă o abordare tot mai universalistă și inclusivistă vis-a-vis -vis de celelalte religii și să nu mai predice creștinismul ca fiind unica cale de mântuire pe care dacă oamenii nu o îmbrățișează și nu aud Evanghelia, ei vor merge în iad și misionarismul creștin la ora actuală și o să poate, o să vorbim într-o altă, emisiune, într -o altă uh, emisiune despre misionalismul bisericii emergente care, mă refer, nu e o biserică, nu e o instituție ci un curent teologic a se vedea acolo și să o vedem acolo cum de fapt misionalismul respectiv este în loc să fie unul biblic este unul exact antibiblic antievanghelic. și pe măsură ce America nu mai realizează rolul ăsta ea începe să decadă Spiritual, politic, economic și ulterior militar și așa mai departe. George Soros spunea că cea mai mare piedică în realizarea noi ordini mondiale este, este Statele Unite. Așa că nu e la întâmplare nimica. Dar problema e următoare. Dacă America se prăbușește și se, prăbușe. și se prăbușește, democrația, așa cum o cunoaștem noi, drepturile și libertățile uh, creștine, așa cum le cunoaștem lor și chiar individuale care includ, în sigur, sigur, care includ și uh, drepturile și libertățile individuale, eu le văd dispărând și ne putem lua adio de la ele. Intrăm într-o fază de comunism total. Intrăm într-o părerea mea că și nu vreau să fiu, uh, nu vreau să termin într-un ton uh, pesimist, dar vreau să termin într-un ton realist. realist, dar în același timp noi trebuie să ne amintim, noi creștini trebuie să ne amintim că uh, scriptura se încheie pentru creștini cu un happy end, cu un, cu un final fericit. Pentru cei ce vor răbda cel până la mai sfârșit. sfârșit nu? Ex pentru cei care vor răda până la sfârșit. Se, înche se, se încheie cu cel mai superb happy end. Dar asta nu înseamnă că ce va, ne va sta în față în viitor, apropiat, va fi ușor, nu, nu va fi ușor deloc, fiindcă ceea ce n-a putut să facă teroarea lui Lenin, a lui Hitler, a Inchiziției și a tuturor atrocităților care au venit peste lumea asta omul fără de legii îi se va da puterea să o facă nu local, ci mondial. Și, din păcate, biserica este atât de puțin pregătită. Așa cum am spus la începutul acestei emisiuni, în următoarele episoade care au ca subiect marxismul cultural, vom vedea cum acesta a reușit să penetreze biserica. Așa cum am procedat și până acum, vom veni cu dovezi clare care să dovedească faptul că această infiltrare din nefericire este reală. În România este mai firavă, dar ne putem aștepta la orice în viitorul chiar apropiat. Îi mulțumim lui Trean Crețu și împreună cu el vă dăm întâlnire la o nouă emisiune în care vom discuta despre influența marxismului.